ce, știi? O direct lângă el. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Mamă, nu pot să cred. S-a mutat aia lângă el. Păi nu pot să cred, Dolga, cum să fac așa? S-a mutat cu el. S-a mutat cu el? Ce-a făcut, mă? Da, lângă el. Și părăsești pe Bogdan, vii mâine pe bune acum, sincer vorbesc. Păi da, cum vorbește, să uite la ea. Bă, vii mâine acasă sau nu vii? Băi, Olga, vii mâine sau nu vii? Ca să știm dacă îți plătim pe autocarul. Dar mă voi. Hai mă că deci mâine vii? Deci mâine vii? Fac două zile. Faci două zile? Când ajungi? Miercuri? Dacă sun pe Cristi, mâine nu știu când ajung. Pe sună pe Cristi. Știu, șoferul. Ar trebui să-l sun acum noaptea. Păi sună-l și rezolvă-ți problema, dar să nu te răzgândești, nebunul. Nu. Deci gata, s-a terminat relația dintre tine și Bogdan? Da, s-a mutat aia cu el. S-a mutat aia cu el? Deci îl părăsești, gata, da? Să uite-te cu pinică la jamboane. Auzi, îl părăsești? Cu drag. Stai puțin, îl părăsești? Îl părăsești tu sau te-a părăsit el? Nu mai are semnal, s-a dus și semnalul, s-a dus tot. Bă, îl părăsești tu sau te-a părăsit el înainte? M-a părăsit el, a adus-o în față cu el. Și cum arată? Arată așa, de bună ca Anca. Burle, zber. Da? Nu ca tine. Ca Anca. Nu, să găsească ca mine, auzi că eu l-am zăpăcit de cap. Păi cum să nu l-am zăpăcit? A băgat-o, eu sunt mută de acolo, au venit șefii toți să-l mută și el a zis, mai stau o săptămână. Ia, auzi mă, ce tupeu, bă, pe Bogdan ăsta. Bă, nu-mi vine să cred, mă, Cristi, mă. Nu se facă mai așa. Că ne mă cunoaște, că sunt sora lui Leo. Ia auzi, lui Leo nu-i vine să creadă. Da, și toți fanii lui Leo vine și moare de ciudă pe Bogdan. Și îmi spune, tu de acasă, ce stai cu sărăcie ta? Nu vezi ce face pe aici, am mutat-o pe aia cu tine. Cu față în față, te-a bătut și față în față cu ea, Olga. Păi da. Vrei să te vorbești, să faci impact, da. Oamenii plâng de mine. Doamne ferește. Olga, ai te las, că trebuie să-i încarc o filmare lui Leo. Se pun pe YouTube premieră, da? Și se pun reclame tot. Eu l-ajut. Când vii tu, l-ajuți, tu faci filmări cu el. Da, dar știi ce mi-a făcut? Am mai avut 140 de euro. Și am cerut să dăm cardul să-mi iau mâncare astăzi. Uh-huh. Banii de la YouTube, 140 de euro. A luat cardul. Hai mă, gol! Hai mă! Gol! 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 Este băi! 60 de milioane, mâine cumpăr Eugenii, 60 de lei am câștigat, prieteni. 60 de lei, mă, Leo. Ia să-ți mă dic în fața. Ia să-ți mă dic în fața, lui Leo, atâta. Este, mă! Bă, am luat banul în ultimul minut. Știi ce fac, dacă nu... Taci, mă, din gură, că am câștigat bani. Îți iau biletele. Olga, am câștigat 60 de lei, îți dau 40 de lei. Nu, mă, știi ce fac? Plec în Anglia la Bogdan. Hai, pa, gata, pa, că m-ai enervat deja. Pa. Pa. Lasă-mă, dracu, cu vorbești, eu zice că vine aici să se duce în Anglia, lasă-o, dracu, de treabă. Zi, Leo, ce ți-a spus? Și mi-a zis, băi, Leo, ți-l mai trebuie și ție dragoste. Ai 50 de ani, ce dragoste mai trebuie și ție. Mi-a zis, hai să vorbim pe față. Te costă 7.000. 7.000 de euro, auzi. Tu plusesei cu 2.000, nu, adică ai plusat. Am zis că-i dau și eu 2.000, prieteni. Dar 7 n-am. 2 mă rupeam dacă vrei să dădeam. A, deci 2.000 de dei, Leo. Bravo, băi, Leo. Hai să intru și eu pe asta. Mai bagi muzică, Leo? Sau? Dar nu mai vrea nimeni. Băi, Leo, stai puțin. Auzi, merge Dubai să-ți ia pe de acolo. Leo, tu vorbești pentru tine și pentru altceva sau vorbești pentru mine? Păi de ce vorbești pentru mine? Că eu n-am făcut școala aia. Băi, Cris. Zi. Nu, tu nu ești lăbar, frate, nu ești lăbar. Care voi? Asta nu înțelegi. Eu cu Aristie. Aaa, de Aristică zicea. Bă, poate mă aude mama, dracu, te nebunesc. Băi, uite, maică ta, mă, nu-i frumos. Dar doar nu, mă, mama. Zi. Manuela, vorbiți și voi frumos, prieteni. Dați mă și voi niște ruse de Mătălina, niște ruse de aici. Dacă știam eu să dau, unde era Leo cu ăsta? Așa. Nu mai știu. Unde, frate? Am uitat. Ceea ce nu prea mai intru pe asta.
Uite, eu sunt și cu Elena, sunt prieteni și pe, și pe contul ăsta care îl are sub acoperire. Da. Uite, pe patrona mâine zice că o să vină la Rino peste mei, zice Alexandra, sub acoperire. Alexandra Boger. Da, o să vină și Ian ca mâine, că mâine iau emisiune la un show păcătos la Carpatos. Invitată Anca, nu știu dacă și patroană. Pe Antena Star Show? Da, serios. Am mai spus de om. Dar nu erai tu aici. O, ce frumos. Leo, dar tu nu mai vezi nimic ca să citești. Se închid ochii? Dar nu știu de unde. Ai adormit, Leo? Nu, da. Mă, scrieți, așa trebuie, de la invitați. Cine ne urmărește? De ce râde, Alexandra? Cine ne urmărește aici? Alexandra, să-mi scrie ceva și Facebook. Oh. E bine că mor cu mine, înseamnă că sunt criminal. Ce râde, Leo? Uite, mai și pe Leo să râde. Deja l-a luat somnul. Leo, aduc patul aici? Da, Leo, nu mă las. Aduc patul? Stau cu ochii închiși. Hai că citesc eu. Și că mor cu tine, Cristi, spune Ela. Și că da, okay. Ești, spune că sunt criminal. Acum e stresat. Și că las că te sună după. Uite, te sună Ela după. Pe mine sau pe el? Că te să-ți dau numărul. Pe mine, mă. Nu mai sta pe Leo, că o să doarmă. Lasă să doarmă. Mă sun pe mine dacă e. Îți dau numărul privat. Și continuește și el ochii puțin, zice. Păi las că facem schimb în privat. Ar vrea eu numărul tău, el. Păi ce, nu pot să-l am? Fac așa? Uite, așa fac. Îl sun pe Ali și îmi dă Ali. Mai Alexandra Boger, ce facem cu Aristică dacă face și el dragoste virtuală? Dacă și-a făcut gagică online? Eu am făcut să-mi gagică online ela și s-a dus, m-a lăsat. Auzi și tu ce mi-a zis, băi, ai 50 de ani, mai crezi în dragoste, mă? Dă 7.000 de euro și vin cu prietena mea. La pachet. Adică 7.000 mi-a cerut două bucăți. Și eu i-am zis, bă, vă dau 2.000 la mă, două veniți în seara asta. Că n-aveam, aveam 3.000 toți bani. Auzi, dacă venea una, cât ai fi dat? Tot 2.000? Da. N-am mers nici așa. Păi era gagica mea, mă, una din ele, dădeam toți banii, ce mai conta. Da, și a dat araba pe față. Dar ce repede dai bani la femeile, o? Și când e să-ți plătești datoria, fugi de mine. La, da, 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 zis-o. Care datorie? Ce mi-a zis-o? Că n-am nicio datorie la el, prieten. El zice așa, visează. Bine, Leo. Urmează zilele astea să dau mesajele dintre mine și Leo. În exclusivitate, prieten, pe canalul meu, pe Cristi Marin de la... am uitat și eu. Cristi cine Marin, se uită la Cristi Marin? Leo de la Strehaia. Cine se uită la Cristi Marin e la bar, prieten. Vreau să spun ceva. Dar au început să uite mai mult la mine decât la tine. Ne-ai observat? Păi oricum nu mai fac. Ok, cine se uite, dacă sunt femei, iar ce Mișa, te pup, Mișa. Pupă-le, mă, tu pe toate. Mișa, ți-am dat cerere de joc, de ce n-ai vrut să accept să joci cu mine? Păi dacă ai 50 de ani, așa a zis. Auzi ce mi-a zis Mișa, Mișa. A, ce te gândi, Mișareta? Mor, mă. Haide, bagă muzică, Leo, că mor. Au, Doamne. Auzi, Mișa, am găsit două gagici, una vorbesc cu ea de vreo săptămână, dar am găsit-o online, pe online aici, adică gen aveam, eram iubiți virtual. Adică tu o iubeai pe ea? Și ea mi-a zis, băi Leo, ai 50 de ani, mă. Ce mai vrei, mă, iubire? Mi-a zis, hai dă 7.000 de euro și venim amândouă la tine și eu și prietena mea. Și vezi, n-ai văzut, a zis, noi suntem cele mai tari curve din România. Mama curvelor, a spus. Deci, pe bune. Mamă. Deci...
Și n-am avut, am avut doar 2000. Și mi-a zis, nici nu discutăm fără 7000. Și de ce intră Leo pe TikTok? Să faci rost de bani? 7000 de euro? Crezi că îți dă cineva să te ajute? Am intrat, am strâns până acum 5500, mai am nevoie de 1500. Ah, e bine așa. Deci vorbesc serios, Mișa, jur, dacă nu mi-a cerut. E adevărată chestia asta care o spune. Mi-a cerut 7000 chiar pe bune. Dar pe 2000, adică ar fi putut, mi-au zis, dacă vreau doar virtual, să le dau 2000 alea, să le trimit pe telefon. E adevărat ce spune. Să le trimit pe două. Dar luat, dar nu. Păi mi-a zis să, iau, să fac cură de slăbire și eu fac cură de slăbire cu... Maratoane? 3 maratoane pe zi. Și se întâmplă ceva, Leo, cu maratoanele? Da, și mă, Cristi, că te pune la noi exclusivitate. Da. Oricum, te registrează cineva acolo. 3 maratoane și nu se întâmplă nimic, tot morto. Dar poți să încerci să vezi. Aaa, păi vezi, aici e problema. Astea două sculau mortul. Mama. Ai înțeles? Alea erau maratoanele adevărate. Păi asta e problema. Păi da. Exclusivitate, prieteni. La mine pe canal. Să vine să stea el. Să vine să stea el azi. Ce e el? Și ce a zis? Ce carte? De Mihai Eminescu? Sadoveanu. Albina, am avut de carte cu Mihai Eminescu și eu dau imediat o citată de la școală. Crezi, mă, ajungi pe mine, că nu pot să mă plec. Da, dar nu acum, mâine. Mâine, nu-i problemă. Pare rău. Da, scuze-mă, dar nu mă simt bine, mă simt slăbit. Serios, mă, ok, farule, n-am nevoie de tine, nu vreau mă să vii aici, că n-am bani să te țin. Păi nu, nu-i nevoie. Lasă-mă, ok, farule, hai pa. Mănâncă în continuare, hai pa. Ceva, Leo, intri pe TikTok? Păi, Leo, cum poți să zică, mă, că nu se simte bine, că nu, că-i pare rău, că nu poate să vină? Pe ce, l-ai chemat tu? Cum l-am chemat, mă, frate. Cine l-a chemat? Patroana. Patroana, l-a trimis și pe Fania, da? Da. Băi, frate, nu poți să crede așa. Patroana, mă, curcă lumea, măi. Prieteni, haideți să vă spun ceva. Deci, prieteni, dacă... Vreți să veniți la Leo să stați cu el? Leo nu e acasă. Nu sunt acasă, nu mai veniți. Scrieți dă și mie, te pierd. Imediat, Leo, hai, că intră pe TikTok și pe YouTube, pe live, prieteni. Hai, băi, Leo, hai pe jos. Să facem mișcare. E filmare. Să facem, nu, da, să facem mișcare. Hai, ce stai jos? Stau în fața blocului, iar arată-mi că stau stai aici, la Rino. Stau la Rino în față, aștept pe patroana să vină la Rino. Hai, patroana, vină la Rino, ce pare la strehaia tu cu Ioane Diloaica. Stai cu Ioane Diloaica, uite-mă aici cu Cristi Marin, patroană. Ia de replica și tu, patroana, Cristi. Stai puțin, că s-a luat de mine, căci că eu sunt dușmanul tău, cel mai mare dușman, că te-am pus să mergi pe jos. Pe brele, l-am pus să facă mișcare, că trebuie să facă mișcare. Patroana, de ce l-ai trimis pe stâlpă după mine? Ia. Da. Ce face ales în ăsta? Ia, vă stă Leo la telefon. Deci, patroană, mergem iar pe jos. Mergem iar pe jos. La market aici. Ia să vedem, asta e Leo. Leo, asta e, hai. Da. Hai, te ridici? Mergem cu taxiul, că a zis patronul să mergi cu taxiul, să nu mai mergi pe jos. Hai că o opresc, da? Ia, intră acolo. A, să nu o opresc? Hai. Hai, urci în față? Hai, urcă-te. Nu. Urcă în față? Urcă eu aici. Ce, nu merge acolo? E prea mare? De ce nu te băgăm în Leo acum? Hai că intră aici acum. Eu filmam mai bine de acolo, Leo. Filmează-mă pe mine așa, Cristi, nu? Așa. Iată, perfect. Du-ne la, dar fii atent. Poți să ne duci și să ne duci și înapoi? Că n-am băgat pe aplicație, că n-am mers. Că nu merge tu. Poți să zic eu ție ceva? Păi nu, iată, da. Du-te la... Bubucica. La locație ce dai, nu? La Bubucica, la Mega Image. Da, prieten, cu patrona, ci îmi cer scuze, Cristi, pentru patrona. Stai liniștit, Leo. Îmi cer scuze pentru patrona, prieten, pentru că... Ia să te bași pe acolo.
pentru că s-a luat de Cristi, că de ce m-a dus pe jos. Auziți și voi, păi da, problema mersul pe jos. E sănătos, a zis doctorul, e sănătos, adică face piciorul frumos. Păi da. Și e vorba că eu am picioarele umflate prieten de la sare. Și e bine să mai merg pe jos. Am mers aici, lângă Rin, la Cocoș. E aproape, nu e la adică 2 km. Adică am făcut 10 minute pe jos. Păi da. N-am făcut mult. A fost cam obositor, dar a fost prima dată când am mers eu. Și a fost și vreme bună. Da, a fost răcoare, și vreme bună. Și plus că dacă cădeam, era și Cristi Marin lângă mine. Nu, dacă tu cădeai, cădeam și eu. Da, vezi? Adică e bine așa. Oricum, eram lângă tine acolo, nu se întâmpla nimic. Și n-aveai de ce să cazi, că ai văzut și când ne-am întors, am stat la Meca acolo și am dat și de dileaua acolo. Știi, am dat și de dileaua, dus-i de unul, de un prieten al nostru din Anglia, Cocolino. L-a găsit și pe Cocolino, i-a dat și Cocolino, adică i-a dat 500, i-a băgat pe dreapta, am luat și eu 10 beri și am băut eu 10 beri. A venit mangă. Păi după 10 beri, băi, tovarăși, cum credeți că a fost Ioane din Loaica? Dar ce a ajuns el, mă, la Strehaia, a ajuns mai repede ca noi. Vezi? Eu dacă plecau, n-ajungeam. S-a descurcat, am el s-a descurcat, bă. Dar ce s-a descurcat acum? Mai stă la mine? S-o sun pe patron acum, în direct. În direct? Stai că o sun în direct. Sună în direct. O sun acum în direct, stai puțin, Cristi. S-o pui pe speaker și dai mai tare. Da, să întreb unde stă Ioane din Loaica. Și de ce s-a luat de mine? Zi la mișto așa. Zi, în loc să aprecieze că... Ce că să zic, că și tu puțină mișcare. Crezi că ea să aprecieze? Păi ce să aprecieze dacă nu apreciază pe nimeni? Tu crezi că te apreciază pe tine? Dacă pe tine nu te apreciază, da, păi pe da. Alții. Păi asta, ai dreptate, Leo, bravo. Dacă nu mă apreciază ea pe mine, că i-am făcut nume, i-am făcut tot. Ea tot știe de bani, ei să spun, de cală. Alo. Patroană? Da. Ce faci? De ce l-ai trimis pe Sâcu după mine? Eu l-am trimis să nu mai vină oamenii care treabă pe mine. Păi da, vine oamenii care treabă și doar la mine? Să plătesc eu, să plătească hotel, că eu nu sunt acasă. Păi atunci ce vrei să faci? Patroană, eu nu sunt acasă, patroană. Dacă l-ai trimis, dă-i și din buzunar, că eu n-am bani să-l țin pe Sâcu aici. Bine, uite, l-ai trimis pe Ion, dar l-am găsit că dumneavoastră la tine pe canapea. La mine? Dă-l afară din casă, de asta te-am sunat, da, de Ion. L-am dat afară, că uite, l-am găsit pe Ion, dormea pe canapea. Patroană, dă-l afară pe Ion, de asta te-am sunat, dă-l afară din casă, că dacă nu rămâi cu Ion. Îmi face nervi, uite, toată ziua am gata, unde e ursul? Zici să-l dea afară din casă. Da, și chemați poliția, afară. Chemați poliția, că nu-l mai țineți, că n-are domiciliul la noi. Da, da, așa facem. Nu, așa să faceți, patroane. De Cristi Marin, de ce ai vorbit urât? Ce-am vorbit urât? Că te-a dus pe jos să te omoară. Păi da, m-a dus pe jos, patroane, ca să merg și eu pe jos, să învăț să merg. Unde-i mașina lui? Unde-i mașina lui? E dată cu chirie. Păi de ce cu mașina? Am vrut eu să merg pe jos, patroane, ca să merg pe jos, că mi-a zis că face piciorul frumos, doctor. Unde-o să-ți facă prin parc să te plimbi cu mașina pe jos, nu să te duci să car. Marfa, păi că eram lui Ioane din Loaica să bea, să mănânce. Da, erai, auzi că... Acum... Auzi că iubeți în vacă, beai pe... Da, nu contează, lasă asta, dar acum îi dau lui Sâmpu să mănânce. Hai, da, ce nu mai vorbi de oameni. Păi de ce nu mai vorbi de oameni? Eu nu-l primesc pe Sâmpu, pe bune vorbesc. Să nu vină, că nu sunt acasă. Hai, să lasă la Pitești, la apartament. Hai, revenim, Cristi, revenim. Revenim.